Dacă ai o facultate în ziua de azi, îți garantează șansa la un loc de muncă? Ai și un loc de muncă? Nu. Această tânără din Târgoviște lucrează la o fabrică din domeniul panificației. Spune că nu se gândește să urmeze o facultate pentru că în domeniul unde muncește acum sunt șanse mai mari de a-ți găsi un post liber decât dacă ai fi absolvent cu studii superioare. Dacă ai plecat de aici, ai reușit să te angajezi rapid? Da. Adevărul este că absolvenții de facultate au nevoie de mult noroc pentru a reuși să se angajeze. În Dâmbovița, oferta de muncă pentru ei este mai mereu săracă. Șanse mai mari de angajare au în această săptămână însă, când se poate vorbi despre un număr record de joburi disponibile pentru cei cu studii superioare. Din 160 de posturi, peste 40 sunt pentru șomerii cu carte. După mult timp în județul Dâmbovița, se poate vorbi despre ofertă de muncă cât de cât consistentă pentru cei cu studii superioare. Sunt disponibile la această dată peste 40 de locuri de muncă. Multe dintre ele sunt pentru formatori. De exemplu, Asociația de Formare Profesională din Târgoviște caută numai puțin de 10 persoane. De altfel, cea mai bogată ofertă este în domeniul formării profesionale, la mare căutare fiind consilierii cu experiență în implementarea proiectelor. Atenție însă, candidații trebuie să aibă cel puțin 3 ani în vechime. Pe lista angajatorilor se numără și statul, mai bine zis Direcția de Asistență Socială din Târgoviște, care caută psihologi, asistenți sociali, dar și un șef de serviciu. Toate cele peste 40 de joburi pentru cei cu studii superioare sunt în Târgoviște.